Fiecare credincios este implicat într-un război spiritual, cu un inamic redutabil. Dar războiul este câștigabil dacă este purtat cu armele potrivite, cu armele duhovnicești. Din întreaga listă a armurii prezentate de Pavel în Efeseni 6, ne-am uitat și am văzut centura adevărului și am învățat că fără a fi încinși cu adevărul, adică fără cuvântul lui Dumnezeu operațional în viața ta, bătăliile în care intri sunt pierdute înainte de a începe. Apoi ne-am uitat la lorica segmentată, la platoșa neprihănirii. Și am văzut că această platoșa neprihănirii ne asigură atitudinea mentală necesară în fața atacurilor repetate ale celui rău și motivația necesară unei umblări în ascultare de Dumnezeu. Caligele râvnei Evangheliei Păcii ne focalizează pe misiunea încredințată de însuși Domnul Iisus Hristos. Tu existi ca să răspândești Evanghelia. Fiind focalizat pe această misiune, nu lași timp celui rău să se joace cu mintea ta, să ți-o înfățișoare, să ți-o distrugă, pentru că tu ești un om cu misiune. Următoarea piesă a armurii este scutul. Scutul credinței. Pavel spune în versetul 16, pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Haideți să privim la scut ca și o parte a echipamentului soldatului, pentru că mai apoi să putem face analogia spirituală. Soldații romani aveau două tipuri de scuturi în dotare. Unul era numit aspis și celălalt numit scutum. Aspis sau aspidai era scutul de ceremonie. Era mic, era rotund, era foarte frumos decorat și gravat cu scene de luptă din campaniile în care soldatul respectiv ieșise victorios. Aspis era scutul de ceremonie. Al doilea scut era cel de luptă și acesta este numit scutum sau în limba greacă tureos, care poartă ideea de scut ușă. Acest al doilea scut, acesta este cuvântul folosit de Pavel, scutum, nu aspidai. Acest scutum avea formă curbată, avea 1,30 m înălțime și 80 de centimetri lățime. Era gros de vreun lat de palmă pe laterale, iar în mijloc avea un crampon metalic numit umbo. Marginile erau de fier pentru rezistență. Acest scut putea acoperi complet soldatul în spatele lui când acesta se cuibărea acolo. Scutum era fabricat din mai multe straturi de piele groasă de animal sau straturi de lemn îndoit la aburi. Uneori puneau scoarță de copac în mai multe straturi și doar la suprafață era o bucată de piele groasă. Și înăuntru erau materiale textile. Pe interior erau materiale textile care să reducă abraziunea materialelor. Acum, întreținerea scutului apoartă iarăși cu sine o analogie. Cum se întreținea scutul roman? Un scut neîntreținut devenea fragil. Așa că, zilnic, scutul era uns cu ulei pentru păstrarea elasticității pielii. Iar înaintea luptei, scutul se ținea câteva ore în apă pentru a nu lua ușor foc în cazul atacurilor cu săgeți inflamabile. Un alt element pomenit de Pavel în acest verset sunt săgețile arzătoare sau săgețile inflamabile și acestea poartă cu ele o analogie spirituală. Tucidide folosește exact același termen ca și Pavel pentru a descrie săgețile care purtau foc. În vremea antică erau trei tipuri de săgeți. Erau săgețile normale, săgețile ascuțite la vârf, cele pe care le folosim chiar și astăzi la competițiile de tir cu arcul. Apoi existau săgețile care, înainte de a fi lansate, erau înmuiate în smoală și aprinse și apoi erau lansate. Dar mai exista un al treilea tip de săgeți. Și acestea sunt săgețile de care vorbește Pavel.
Al treilea tip de săgeată era mult mai periculoasă. Acestea purtau cu ele, în vârful săgeții, un mic container cu exploziv inflamabil înăuntru. Fluidul se turna în acest container, care era poziționat pe vârful săgeții, era asigurat acolo, era sigilat, și la nevoie, săgețile acestea erau lansate înspre inamic. Acestea sunt săgețile de care vorbește Pavel în Efeseni 6, săgeți arzătoare sau săgeți purtătoare de foc. Aceasta era piesa armurii numită scutul. Haideți să ne uităm acum la analogiile spirituale, pentru că Pavel nu la întâmplare alege scutul să-l numească scutul credinței. Să ne aducem aminte, scutul era atașat la cingătoarea adevărului, la cuvântul scris al lui Dumnezeu. Analogia? Credința omului în Dumnezeu trebuie sprijinită pe cuvântul lui Dumnezeu, trebuie atașată cuvântului. Credința se bazează, se sprijină pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu este o credință de altă natură. Credința este un rezultat al asimilării cuvântului lui Dumnezeu. Scutul credinței îl acoperă pe omul lui Dumnezeu de sus până jos. Adică credința noastră ne acoperă cu totul de atacurile celui rău. Întreținerea scutului poartă învățătura. Dacă scutul este al credinței, atunci o credință ignorată, neglijată, se va desface în bucăți. De aceea are nevoie de ungerea Duhului Sfânt și de cufundarea în apă. Și apa știm că este simbolul cuvântului lui Dumnezeu în Scripturi. Saturarea scutului, a credinței noastre, cu apă, pentru a nu lua foc sub atacurile cu săgeți inflamabile ale celui rău. Observați cu câtă grijă, cu câtă atenție Pavel face această analogie, scutul credinței. Niciun credincios, niciun luptător al lui Dumnezeu nu se poate rezuma, nu se poate mulțumi cu victoriile trecutului. El are nevoie de o constantă ungere divină și de saturare în cuvântul lui Dumnezeu. Săgețile arzătoare. Ce se reprezintă acestea în viața creștină, în viața spirituală a credinciosului? Orice. Săgețile arzătoare pot fi boala, durerea, pierderile, eșecurile, ispitele și așa mai departe. Satan, de fapt, îți atacă sănătatea, dar de fapt el este interesat de distrugerea credinței tale. Satan poate îți atacă bunăstarea materială sau relațiile în care te afli, dar el vizează distrugerea încrederii tale în Dumnezeu. Satan te ispitește, te îndeamnă la păcat, dar el de fapt este interesat de distrugerea credinței tale. Un păcat în plus sau în minus nu face o mare diferență pentru el. În schimb, el știe că fiecare cădere conduce la o șubrezire a încrederii în Dumnezeu. De aceea bătălia celui rău este împotriva credinței, pentru că credința este un scut. De aceea Satan te va ataca când ești mai slab, în punctele tale cele mai slabe și mereu și mereu. Acestea sunt analogiile și scutul credinței nu este ales la întâmplare de Pavel. Dar haideți să facem pasul al următor, al treilea, și să vedem scutul credinței ca și armă duhovnicească. În ce fel scutul credinței este o armă duhovnicească? Textul nostru începe așa. Pe deasupra tuturor acestora. Oare ce se însemnă aceste cuvinte? Pe deasupra tuturor acestora, pe deasupra celorlalte arme menționate deja, nu sugerează că credința este cea mai importantă piesă a armurii. Și nici nu ar prea putea fi. Pentru că credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu și așa mai departe. Nu este aici o ierarhie a importanței pieselor. Expresia vorbește despre poziție, nu importanță. Credința este la înaintare, vrea să zică textul, pe deasupra lor, înaintea lor, înaintea tuturor acestora,
luați-vă scutul credinței. Credința este la înaintare, este în fața tuturor celorlalte părți ale echipamentului. Credința îți asigură înaintarea, ea dă piept cu toate atacurile. Scutul credinței este elementul cel mai din față. Este acoperitoarea care îți permite să pășești în siguranță. Credința este în linia întâi. Ea este prima care dă piept cu săgețile arzătoare ale celui rău. Și atunci, în ce fel credința este o armă duhovnicească? Textul ne spune, credința stinge săgețile arzătoare ale celui rău. Credința vorbește despre încredere neclintită în cuvintele, în bunătatea și în providența lui Dumnezeu. Credința te împinge înainte, indiferent de obstacolele ce ți stau pe cale. Credința, foarte important, foarte important acest lucru. Credința nu face viața mai ușoară, ci o face mai ușor de îndurat. O face trăibilă, dacă mă pot exprima așa. Nu-ți scutește viața de necazuri, ci te ajută să le depășești. Acesta este rolul credinței. Și viața lui Pavel este cel mai bun argument al acestui adevăr. Auzim astăzi în jurul nostru că dacă avem credința destulă, nu vom suferi de foame, vom fi bogați, nu vom fi bolnavi. Nu ne vindecăm pentru că nu avem destulă credință. Nu cred lucrurile acestea. Viața lui Pavel este cel mai puternic argument că credința nu face viața mai ușoară, ci o face mai ușor de îndurat. Credința nu face viața lipsită de necazuri, ci te ajută să le depășești. Haideți să ne uităm la scutul credinței în viața lui Pavel și să învățăm ceva de aici. Ce fel de protecție i-a asigurat scutul credinței lui Pavel? Uitați-vă că încrederea lui în Dumnezeu nu l-a scutit de încercări. Pavel, acoperit cu scutul credinței, ne mărturisește următoarele în 2 Corinteni 11. Ascultați-l pe Pavel, citez. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși. Toate încercările de mai sus nu sunt ele săgeți arzătoare? Ba da! Nimic nu este mai greu decât să știi că ți-ai dedicat viața lui Dumnezeu și totuși o duci greu. Uitați-vă la Pavel. Ce protecție i-a asigurat scutul credinței? Se pare că credința nu are a face cu înlăturarea situațiilor grele din viață. Dar mai departe, încrederea lui Pavel în Dumnezeu nu l-a scutit de infirmități fizice. 2 Corinteni 12:7. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice, să mă îngânf. Pavel avea o problemă de sănătate. Scutul credinței nu l-a scutit nici de infirmități fizice. Nimic nu este mai greu decât să știi că ți-ai dedicat viața lui Dumnezeu și totuși sănătatea ta te împiedică să-ți îndeplinești misiunea. Se pare că scutul credinței nu are a face cu înlăturarea infirmităților fizice sau a bolilor. Mai departe, încrederea lui Pavel în Dumnezeu nu l-a scutit de oboseală și de lipsuri materiale. Ascultați-l vorbind în 2 Corinteni 11:27, în osteneli și necazuri, în priveguri adesea, în foame și în sete, în posturi adesea, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte. Dar cum e posibil? Nimic nu este mai greu decât să știi că ți-ai dedicat viața lui Dumnezeu și totuși ai parte de lipsuri materiale și lipsă de confort. Se pare că scutul credinței nu are a face nici cu înlăturarea lipsurilor.
și a epuizării. Și dacă ne mai uităm la Pavel, vedem că încrederea lui în Dumnezeu nu l-a scutit nici măcar de eșecuri. 1 Corinteni 1,11. Fraților, am aflat de la voi, de la Aicloei, că între voi sunt certuri. Adică Pavel înființează o biserică acolo și după ce pleacă el, lucrurile o iau razna? El, marele Pavel? Sau, tot în 1 Corinteni, capitolul 5, din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgân nu se pomenește. Biserica plantată de Pavel? Pavel are parte de astfel de eșecuri? Sau? 2 Timotei, capitolul 4, cu 10. Dima, din dragoste pentru lumea aceasta, ne-a părăsit. Cum ai onoarea să fii colaborator cu Pavel, să fii de-a lui, să umbli cu el o vreme după care te întorci de la credință? Ce-o fi simțit Pavel în inima lui? Nimic nu este mai greu decât să știi că ți-ai dedicat viața lui Dumnezeu și totuși rezultatele eforturilor tale lasă de dorit. Parcă-ți fug din mâini. Se pare că scutul credinței nu are de-a face nici cu înlăturarea eșecurilor din viață. Și atunci, ce fel de protecție îți asigură scutul credinței? Se pare că scutul credinței are de-a face cu protecția lucrurilor ce țin de sufletul omului. Pavel nu pune semnul egal între umblarea prin credință și lipsa necazurilor? Când el vorbește de scutul credinței, el se referă la o protecție pentru sufletul omului. O protecție față de invaziile destructive pentru sufletul omului. Noi deseori trăim focalizați pe incidentele vieții în loc de a privi la esența vieții. Noi trăim focalizați pe condițiile de trai și nu pe caracterul ce ne-l dezvoltăm. Noi trăim focalizați pe posesiunile noastre și nu pe dispozițiile noastre. Noi trăim focalizați pe lucrurile ce țin de trup și nu pe suflet. Noi ne căutăm un scut, noi ne-am dorit un scut care să ne protejeze împotriva tristeții, împotriva eșecurilor, împotriva durerii. În alte cuvinte, noi suntem preocupați de circumstanțele vieții. Ne dorim un scut care să ne asigure confortul. Pavel vorbește despre un scut care să ne asigure sfințenia. Nu un scut care să ne protejeze de situațiile neplăcute ale vieții, ci de un scut care să ne păzească de efectul nociv al situațiilor neplăcute. Simțiți diferența? Scutul credinței de care vorbește Pavel te păzește de îmbolnăvirea sufletului, de efectul nociv al situațiilor prin care treci. Credința nu are de-a face cu vindecarea trupului. Credință nu e egal lipsa bolii. Credința este ca un fel de filtru. Este scutul credinței care stinge săgețile arzătoare. Lasă să treacă doar efectele benefice pentru organismul nostru. Mi-aduc aminte, în 1999, în România, a avut loc eclipsa totală de soare. Eram pe malul mării și am vrut să urmăresc. Și știm cu toții care am trăit acele vremuri. Existau niște ochelari speciali care trebuia să ți pui când te uitai la eclipsă, la momentul în care soarele dispare. Pentru că razele soarelui, mai ales după revenirea lui, erau foarte puternice și puteau să ne strice ochii. Și atunci eram îndemnați să cumpărăm niște ochelari cu care să ne uităm la soare și să putem observa liniștiți, protejați, întreg fenomenul acesta al eclipsei. Și astfel oamenii stăteam pe malul mării cu ochelarii pe ochi și ne uitam cum soarele se acoperă și apoi revine. Ochelarii aceia nu au împiedicat soarele să-și trimită razele. Razele au venit înspre noi, ci ochelarii aceia pur și simplu au filtrat efectele nocive ale razelor solare și ne-au protejat ochii.
Așa este și cu scutul credinței. Scutul credinței filtrează efectele nocive ale situațiilor prin care trecem. Scutul credinței nu este împotriva eșecurilor, ci împotriva descurajării ce ne poate lovi în urma eșecurilor. Scutul credinței nu este împotriva rănilor, ci împotriva gândurilor de răzbunare ce pot izvorâ din rănile primite. Scutul credinței nu este împotriva durerilor, ci împotriva cârtelilor ce se pot naște din durere. Scutul credinței nu este împotriva dezamăgirilor, ci împotriva amărăciunii ce se poate naște din dezamăgire. Scutul credinței nu este împotriva dificultăților, ci împotriva fricii ce se poate naște din dificultăți. Scutul credinței nu este împotriva succeselor, ci împotriva mândriei ce se poate strecura în urma succeselor obținute. Scutul credinței nu este nici măcar împotriva bogăției, ci împotriva materialismului ce se poate naște din bogăție. Credința nu face viața mai ușoară, ci o face mai ușor de îndurat. Credința stinge săgețile arzătoare, anulează efectul nociv al săgeții arzătoare. Credința te împinge să ierți pe fratele tău, știind că și Dumnezeu te iartă pe tine. Credința te determină să faci bine cuiva care ți-a făcut rău, știind că Dumnezeu te va răsplăti. Credința te motivează să asculți de Dumnezeu în ciuda consecințelor imediate, știind că El te va mângâia. Credința te motivează să trăiești curat, chiar și atunci când îi vezi pe alții trăind imoral și ducând-o bine, știind că Dumnezeu va ține seama de curăția ta. Credința te ajută să trăiești mulțumit cu puțin când alții au mult, știind că Dumnezeu îți poartă de grijă. În concluzie, scutul credinței este o armă redutabilă. Se află în linia întâi a oricărui conflict spiritual. Te scutește nu de atacuri, ci de arsura lor, de efectele nocive ale atacurilor. Fără credință, spune Scriptura, este cu neputință să-i fim plăcuți Lui. Credința autentică este credința care continuă să răspundă lui Dumnezeu, chiar în absența unor încurajări exterioare sau chiar în absența unei înțelegeri imediate a situației prin care treci. Asta e credința. Te ține strâns de Dumnezeu, chiar dacă ești în confuzie și nu mai știi ce se întâmplă cu tine. Fără credință este cu neputință să-i fim plăcuți Lui. Scriptura mai spune că fără credință, sau, mai bine zis, credința se poate pierde. O credință neîntreținută se dezintegrează pas cu pas. Credința poate fi mare sau mică, ne mai spune Scriptura. De aceea, această afirmație vorbește de responsabilitatea noastră de a o crește. Credința poate fi mare sau mică. Suntem responsabili să ne-o creștem. Dar cum crește credința? Cum crește credința? Prin exerciții de ascultare. Prin exerciții de ascultare de Dumnezeu. Cultivarea unei relații personale cu Domnul Iisus Hristos îți mărește credința. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Prin exerciții de ascultare de El, prin biruirea ispitelor, în alte cuvinte. Biruința asupra oricărei ispite este benefică. Dovedește credință în Dumnezeu, pentru că ispita aduce cu ea ocazia alegerii. Îl ascult pe Dumnezeu sau nu-L ascult? De aceea spun că fiecare ispită biruită este un pas în credință, este un pas de maturizare spirituală. Fiecare ispită conține în sine
potențiala creștere spirituală, învingându-o. Cum se mărește credința? Pe lângă ascultare, pe lângă exercițiile de ascultare de Dumnezeu. Mai există un alt mod de creștere a credinței, prin experimentarea vremurilor grele. Nu-i așa? Părinții noștri vorbesc foarte mult despre perioada de după război. Băieții, bărbații acum, cei care au prins armata obligatorie, noi suntem tentați să povestim despre vremea armatei, cât de dură și de grea a fost. Dacă nu te ierite astfel de oameni, poți remarca efectul benefic pe care l-a avut criza asupra lor. I-a întărit. Credința este un dar ce crește pe măsură ce îl folosim. Și credința se exersează cel mai bine în vremuri grele. Acolo se dovedește ea, acolo se oțelește ea. Dacă în vremuri grele rămâi alipit de Domnul, credința ta se oțelește. De fapt, dezastrul ultim care poate veni peste noi este să ne simțim fericiți aici pe pământ. Să ne simțim ca și acasă. De ce? Pentru că nefericirile de pe pământ cultivă foame după ceruri. Prin faptul că Dumnezeu lasă insatisfacții peste noi, El ne menține atenția trează. Căci în tristările noastre ușoare de o clipă, spune Pavel, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Cum se mărește credința? Prin exerciții de ascultare de Dumnezeu, prin experimentarea vremurilor grele și nu în ultimul rând, prin experimentarea aspectului comunitar al credinței. La ce mă refer? Să facem o paralelă cu soldații romani. În cazul unui atac, când soldații se aflau în inferioritate numerică, când erau copleșiți de adversar, știți ce făceau? Soldații se apropiau unul de altul, umăr lângă umăr. Își fixau scuturile unul lângă celălalt și scutul roman avea un soi de balama, un soi de cârlig. Cârlig care luau și l-agățau de scutul vecinului. Și într-o parte și în alta. Și dintr-o dată, chiar în inferioritate numerică fiind, oamenii aceștia formau un zid puternic împotriva atacatorilor. Pentru că chiar dacă unul era împins mai puternic și dădea să cedeze, cei doi de lângă, având scuturile agățate de scutul lui, îl susțineau și ei. Nu mai puteai să dai înapoi, erai agățat de credința celorlalți, de scuturile celorlalți și puteai face față inamicului. Ceva în felul acesta funcționează și credința oamenilor lui Dumnezeu de lângă noi. Când atacurile împotriva ta sunt mai puternice, mai acerbe, credința celor de lângă tine te poate ajuta. Te agheți de credința lor într-o parte și în alta și te strădui să stai acolo, pentru că cei de lângă tine pun umărul și te sprijină. Sau formația, faimoasa formație testudo, testoasa, când soldații romani erau atacați cu săgeți sau asediau o cetate, ați văzut-o cu toții în filme, formează așa numita testudo, care nu însemna nimic altceva decât rândul din față își împlântau scuturile în pământ. Rândul al doilea își puneau scuturile deasupra scuturilor din față. Rândul al treilea la fel și în spate se închidea, se formea ca și carapacea unei țestoase. Și astfel săgețile care veneau spre ei loveau scuturile. Ei erau protejați în spatele unei carapace de scuturi. Strategie militară, tactici militare. Extraordinară analogia lui Pavel. Credința ta poate crește stând în formație. În formația testudo, ca să folosesc terminologia aceasta. Știți de ce? Pentru că credința ta, pentru că încrederea ta, încrederea noastră în Dumnezeu este personală,
dar nu privată. În momentele grele ale vieții, este de mare folos să înveți să-ți prinzi marginile scutului credinței de alte scuturi ale credinței, ale celor de lângă tine. Prin credință, puterea lui Dumnezeu ne păzește, ne spune Petru. Așa că țineți sus scutul credinței. La nevoie, intrați în formație și nu vă lăsați târâți la moarte.